Cred că prima oară când am făcut teatru de păpuși a fost pe la vârsta de 4-5 ani. Am primit un clovn de la un prieten al tatălui meu. Prima oară când l-am scos din cutie, așa m-a speriat, am început să plâng. Dar după aia se pare că m-am apropiat de el, îl chema Titi. Scria pe cap cu vopsea. Tata făcea fotografia alb-negru și am fotografia mărturie că pe atunci m-a apucat nebunia asta frumoasă. Patru ani de facultate la UNEATC și apoi aruncat în viață, ca păpușar. Fă ce știi. Când am terminat facultatea, a trebuit să înțelegem cum să facem spectacole, cum să le vindem singur, cum să le promovăm și a fost foarte greu. Au fost și experiențe foarte frumoase, dar și experiențe dure, din care totuși am învățat foarte mult. Am învățat la un moment dat că așa trebuie să le iau, să nu mă consum. Am tot fost într-o trupă de teatru, trupa de larte, care făcea comedia de larte. Cu fetele de acolo din trupă am zis hai să facem și spectacole pentru copii și spectacole teatru de păpuși pentru adulți. Am deschis așa câteva drumuri în zona asta. Nu era foarte bine din punct de vedere financiar. Și când simți, când nu ai cu ce să plătești facturi și așa, simți că ceva nu e ok. Păi că te salvezi pe asta cum se mișcă. În momentul în care am ajuns în America cu bursă, la facultate, să fac un master, lucrurile s-au transformat pentru mine. Acolo mi-am găsit vocea de artist, acolo m-am convins. Dacă până atunci suferam așa de un sindrom al impostorului și de foarte multă îndoială, că oare e bine ce fac, oare asta trebuie să fac, în America, familia pe care am găsit-o acolo mi-a zis tu ești făcută pentru asta, crede în tine și nu te mai îndoi de tine. Și când m-am întors, în 2016, am stat 3 ani acolo, am zis eu trebuie să fac asta cu orice preț. E foarte fain la spectacole când le simți bucuria aia, știi? Și când vezi că ei cred. Că ei cred așa cu tot sufletul în personajele astea. Am spectacol într-o valiză cu care plec prin țară, îl programez în diverse locuri și mă plimb cu el și am bucurat până acum, cred că mii de copii cu spectacolul ăsta. Am fost și în școli și în grădinițe și la tot felul de evenimente. Cu el am fost la Târgu Lăpuș în vară, la o prietenă, sub un ștejar imens. Acolo a fost acest proiect de voluntariat pentru copii care nu mai văzuseră teatru. Și a fost o călătorie de suflet acolo. De la Iepurele Alb am avut de multe ori adulți care au asistat la spectacol. Era o tipă care lucra în staful festivalului la Piatra Neamț și a început să plângă la final și nu se mai putea opri și m-a venit lângă mine, s-a așezat lângă mine, plângea și mi zicea plâng și nu știu de ce plâng. E o chestie și un proces psihologic complex în treaba asta, pentru că păpușa n-ar trebui să fie vie. Creierul pe noi, de fapt, trebuie să încerce să ne protejeze de ce e viu și se mișcă lângă noi, ca să nu ne muște șarpele. Și când acest obiect trece de bariera aia, păcălește creierul că el e viu, e o trecere într-o altă dimensiune. Sunt atâtea oameni care eu consider că au nevoie, dar încă nu știu de ceea ce ofer eu cu zona asta de teatru de păpuși și în educație și pe partea de emoție, empatie, gestionarea relațiilor cu părinți, copii. Copiii, ei oricum primesc ceea ce dau eu și pun mesaje foarte faine, dar sunt și foarte mulți adulți care au nevoie să se miște acolo inima care s-a împietrit așa și să-și aduc aminte să creadă în magie. Că mulți adulți își pun, sau li s-a spus foarte mult, trebuie să fii serios, gata, trebuie să fii adult, nu mai ai voie să te joci. Și se întorc în momentul ăla în care ei credeau în magia asta, obiectului care vorbește cu ei. Și încep să plângă și se emoționează foarte tare.
cumva face parte din misiunea mea de a readuce adulții către inima lor și de a-i crește pe copii cu o inimă frumoasă. Cred că asta e partea preferată, bucuria asta lor pe care le-o vezi pe chip și faptul că știi că mesajele pe care le pui, poveștile, ajung la ei și îi transformă. Mă numesc Ana Crăciun Lambru, sunt artist, păpușar și regizor și am așa o misiune de a face lumea un loc mai bun prin poveștile mele și prin personajele pe care le creez.